Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi am pregătit un tort cu morcovi. Trebuia neapărat să vă arăt rețeta pentru că este un tort delicios. Încep cu ingredientele pentru blat, am mai 70 de grame de făină, o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, o jumătate de linguriță de scorțișoară, voi pune un praf de sare, 60 de ml de ulei de floare soarelui, 100 de grame de zahăr, un ou, 50 de grame de morcov și 35 de grame de nuci. Foarte simplu, voi da mai întâi morcovul pe răzătoare, l-am curățat de coajă, l-am spălat și îl dau pe răzătoarea fină. Nucile le toc mărunt cu cuțitul pe un tocător. Și le voi amesteca cu făina, pentru că astfel previn lăsarea lor la baza tăvii. Pun și bicarbonatul de sodiu și amestec. Să nu uit de scorțișoară, am adăugat-o și pe ea în amestecul cu ingrediente uscate. Într-un castron voi pune oul, adaug un praf de sare și îl amestec bine de tot cu zahărul. Treptat adaug și uleiul de floarea soarelui. Amestecul acesta va arăta aproape ca o maioneză. Și după ce uleiul a fost încorporat, adaug acum și ingredientele uscate și le amestec în compoziția mea. La final voi pune morcovul dat pe răzătoare. Și cu spatula voi împături aluatul, după cum vedeți, încerc să nu amestec foarte tare, dar totodată trebuie să încorporăm morcovul. Turn compoziția într-o tavă rotundă tapetată cu hârtie de copt, o tavă ce are diametrul de 15 cm. Și îl voi coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 15-20 de minute, după care se lasă să se răcească complet. Și vedeți cum torn aluatul în tavă, încerc să îl distribui în toată tava, să nu-l torn într-un singur loc, pentru că altfel aluatul va crește așa ca un dom. Dacă distribuiți aluatul în toată tava, veți avea un blat perfect drept. După coacere se întoarce pe un grătar și se lasă la răcit. Voi îndepărta hârtia de copt și voi pregăti o cremă din 113 grame de cremă de brânză, 60 de grame de unt moale, scorțișoară și 150 de grame de zahăr pudră.
voi pune untul moale la temperatura camerei într-un castron și îl voi spuma pentru câteva minute cu mixerul. Adaug zahărul pudră treptat, amestecât continuu, până când îl voi incorpora complet. După care adaug crema de brânză și amestec din nou pentru un minut, două, cât să încorporez și crema de brânză în amestecul meu. Puțină scoțișoară și aceasta este umplutura. O voi pune într-un poș cu dui stelat și voi decora prăjitura pe toată suprafața. La final voi mai pudra puțină scorțișoară și prăjitura va merge la rece în frigider până când va fi servită. O prăjitură micuță, dar foarte, foarte gustoasă pe care o puteți servi alături de o cană de ceai sau o cafea delicioasă. Bineînțeles, prietenii și familia întotdeauna alături. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă doresc să aveți o zi minunată, nu uitați să fiți veseli și ne auzim data viitoare la o altă rețetă. Pa, pa!